Bună ziua și bun regăsit la această nouă ediție, cea de astăzi, vineri 7 noiembrie 2008, a web știrilor, serviciul în limba română al redacției web din cadrul primăriei din Torino, www.comune.torino.it. Știți deja că această ediție, precum și toate celelalte ediții ale jurnalului nostru, sunt disponibile și pe canalul YouTube la adresa www.youtube.com. Pe ecranul dumneavoastră vedeți în aceste momente ambele adrese. Și acum știrile de astăzi. Cetățenilor români care au documente românești expirate sau pierdute și care vor dori să-și exprime dreptul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, le reamintim să facă din timp de mersurile necesare pentru preschimbarea acestora sau eliberarea unor noi documente. Potrivit noi legislații, cetățenii români din străinătate care vor dori să voteze la alegerile din 30 noiembrie vor putea să o facă doar dacă au domiciliul sau reședința în, care se în, în țara în care se află. Reședința va putea fi demonstrată cu atestatul de înregistrare în Registrul de Populație Rezidentă sau cartă de identitate pentru străini sau certificatul de reședință. La sediul Consulatului General din Torino, din Via Ancona numărul 7, vor fi deschise două secții electorale. Sâmbătă 8 noiembrie la orele 20 la Biela la Fondazione Pistoleto via Serra Lunga numărul 27 și duminică 9 noiembrie la orele 17 la Torino de această dată Teatru Victoria via Gram și numărul 4 grupul de muzică și dans contemporan Interart din București va fi protagonistul unei serii intitulate incantesimi rumenii Suoni e imagini la Bucarest, magie românească, sunete și imagini din București. Grupul Interact este reprezentat de compozitoarea Mihaela stănculescu Vosganian și coregrafa Liliana Orgulescu. Evenimentul se înscrie în cadrul seriei de manifestări reunite sub titlul Est-Ovest, Est-Vest, organizat de către Xenia Ensamblă. Intrarea costă 8 euro biletul întreg și 5 euro preț redus. Și tot sâmbătă 8 noiembrie la Torino, veți putea participa la Noaptea Artelor Contemporane, serbări, concerte DJ set, evenimente, vernisaje, manifestări, toate reunite într o singură noapte. Pe portalul primăriei este disponibil programul detaliat. Noaptea Torineză va fi transformată în zi și cu ajutorul luminilor artistice ale orașului, care s-au aprins marți, 4 noiembrie, și se vor stinge abia în 11 ianuarie. Celor care vor avea chef să participe chiar și numai virtual la noaptea artelor contemporane, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță, le recomandăm să arunce o privire pe camerele web ale primăriei, unde vor putea să vadă covorul zburător, il tapetovolante din fața Palatului Civic sau merele Newtown Twins din zona Porte Palatine. Așadar, sâmbătă. Noaptea Artelor Contemporane. Vremea o să fie și ea destul de permisivă, ne spun meteorologii. Nu va ploua în acest sfârșit de săptămână, pe alocuri însă va fi înnorat. Temperaturile vor fi peste media lunii noiembrie. Minimele nu vor coborâ sub 6 grade Celsius, maximele vor avea valori de peste 15 grade. Noi nu ne rămâne decât să vă îndemnăm să vă bucurați de acest weekend și asta pentru că săptămâna viitoare va debuta cu greva de 24 de ore din transporturile feroviare, care începe deja sâmbătă seara la orele 21 și durează până duminică seara la aceeași oră, și cu cea din transporturile locale. Vor continua protestele elevilor și studenților, iar muncitorii din fabricile amenințate de șomaj vor fi și, ele cu și ei cu nervi întinși. Dar haideți să încheiem cu optimism, amintindu-ne de un mare poet român, Nichita Stănescu, de care suntem orfani de mai mult de 25 de ani. Spunea Nichita Stănescu în poem: Spune-mi, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș sărutat al papiciorului, nu-i așa că ai șchiopăta puțin după aceea, de teamă să nu-mi strivești sărutul? Aceasta a fost ediția noastră de astăzi, vineri, 7 noiembrie 2008. Vă așteptăm la următoarea întâlnire cu Torino Webștiri, marți, 11 noiembrie. Până atunci, la revedere și pe curând.